Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Am să vă fac astăzi o etalare nouă, mai altfel decât am făcut-o altă dată pe acest canal, cu cărțile obișnuite. Va fi etalarea regilor și reginelor, sau reginelor și regilor, pentru că o să încep întâi cu reginele și abia apoi cu regii. Adică vorbim despre, ca să vă puteți identifica mai ușor cele care sunteți femei sau bărbați, în funcție și de culoarea ochilor și a părului. Și așadar, voi fac, ca să vedem ce se va întâmpla în luna octombrie, ce va fi pentru voi în luna octombrie, în funcție de ce culoarea ochii și părul vostru, să vedem ce se întâmplă în luna octombrie. Și o să încep cu femei. Deci, prima va fi regina de tobă, regina blondă. Deci, o femeie, deci cele care sunteți blonde, indiferent de culoarea ochilor, da? Deci, dacă sunteți blonde, să vedem ce se întâmplă. Pentru voi, femei blonde, ce va fi în luna octombrie? Deci, este o etalare pentru luna octombrie, da? Să vedem ce veți avea voi în luna octombrie, cele care sunteți blonde. Niște discuții, niște întâlniri cu o femeie, o prietenie cu o femeie, niște discuții bune, sau o afacere, poate o bună colaborare cu o femeie, o afacere sau o colegă de servici, șefă, să vedem, sau mamă, cine știe, sora. Ce vă acoperă pe voi? Pe voi vă acoperă în dragostea, deci sufletește, să zic așa, sau într-o afacere, o familie care e înlăcrimată. Aici îmi pare o femeie brunetă cu un bărbat blond grăsuț. Au niște lacrimi. Deci pe voi vă acoperă acest lucru. Ce veți ține pe brațe în luna octombrie? Niște vești sau un dăruleț cu acte, o scrisoare, niște acte, niște hotărâri în oameni cu funcție sau poate propunerea de un nou serviciu sau de o promovare, poate chiar pentru unii dintre voi, să vă crească, să zic așa, veniturile. La spatele vostru ce dați voi? O căsătorie. O familie care și-a făcut un temei sau au un temei, dați la spate, nu vă mai interesează, să zic așa, sau, da, cu ce vă ridicați voi aici? Voi vreți poate să faceți un drum, gândiți un tânăr, poate să aveți un așternut, să primiți niște cadouri, sau veți primi niște vorbe bune, niște daruri de la un tânăr. Ce veți călca în picioare? Totuși niște bucurii în cumpănă în casă cu o femeie. Ați avut, deci călcați în picioare, ori nu știți de aceste bucurii în cumpănă, ori le au fost și nu vă mai interesează, ați trecut de ele. Niște bucurii în cumpănă pentru o casă sau în casă cu o femeie sau din cauza unei femei. Surpriza voastră, un copil poate să fie, sau o scrisoare. Scoateți afară din cărți niște îndoieli. Le scoateți afară. Niște bănuieli, niște îndoieli le scoateți. În așternutul vostru aveți un drum, faceți un drum. Sau dormiți ziua, vă ia somnul pe timpul zilei, să zic așa. Veți avea surpriză totuși un necaz, auziți de un necaz. Știți totuși de un cuplu cu care trebuie să vă întâlniți la un drum de zi sau v-ați întâlnit deja? Nu știți, că veți avea o veste, o scrisoare repede în casă, în dragoste, poate un mesaj, un telefon, un e-mail. Știți, nu știți ce ar trebui să știți, ar trebui să știți de un cuplu, de o întâlnire. Cine se gândește la voi? Aici îmi pare un tânăr cam supărat sau e gândul cuiva care se gândește la voi, are niște lacrimi în așternut, poate o boală, o pierdere sau are nevoie de niște bani pentru a rezolva niște probleme. Pe curând, un dar. Deci aveți, v-am zis că orică sunteți promovate, un succes, o propunere în căsătorie, o propunere de muncă, o afacere, un succes veți avea în orice caz în curând. Deci pentru femeile blonde, numai de bine. Și haideți să vedem și femeia de verde. Să vedem femeia cu ochii verzi albaștri. Ce va fi în luna octombrie pentru voi, cele care aveți ochii verzi albaștri sau sunteți divorțate, despărțite sau văduve? Una dintre aceste situații, că puteți afla, sau în toate, depinde. Că puteți să fiți și văduvă și cu ochii verzi albaștri și brunetă. Da? Să vedem ce va fi pentru voi. Ups. După voi, vă acoperă multă lume dacă am cu necaz, un necaz pe care, prin care a trecut o femeie cu ochii căprui și atenă, știți. În fața voastră țineți o femeie blondă cam înlăcrimată sau care îi place să bea, să chefuiască. Poate și acest lucru. La spate dați o reușită de care nu știți, o căsătorie poate, vestea sau o afacere a cuiva, unui cuplu. Ce veți ține voi în așternut?
Ce vă acoperă pe voi? Vă acoperă un bărbat, un cuplu, cu niște lacrimi în dragoste. Aflați de lacrimile unei femei cu un bărbat, veți ține în față o reușită în casă, poate chiar o sarcină sau un copil, o scrisoare care poate veni un dar. La spatele vostru dați o căsătorie a cuiva. Nu știți o căsătorie a cuiva, vă ridicați voi cu o scrisoare, un telefon, un act, ceva, poate o moștenire, chiar pentru unii vine de la drumul de zi, de la un bărbat brunet. Călcați în picioare niște oameni cu funcție, poate, sau niște hoți, niște hotărâri ale hoția cuiva, să zic așa, o șmecherie a cuiva. Surpriza voastră, totuși, un necaz, o greutate, o neliniște, ceva, o pagubă, poate să fie, o boală. Surpriza, nașternutul vostru e un bărbat, un bărbat blond, cu ochii verzi albaștri sau căprui, sau haine de stat, militară, depinde. Surpriza, un tânăr, un șaten, poate să fie afară din cărți, scoateți un necaz al unei familii. Știți voi, de oricând sunteți căsătorită cu un bărbat cu blonduț grăsuț, orică ați primit, ați avut o reușită întemeiată cu acest bărbat, o afacere, sau că ați avut căsătorie cu bucurii cu un astfel de bărbat. Știți, nu știți, că primiți o veste, un telefon, o scrisoare, un act de la un alt bărbat aici, pare. Sau poate chiar de la același bărbat, se măsluie cartea, depinde, poate să fie pe curând. Cine vă gândește pe voi aici, o femeie cu un dar, primiți un dar mare de bani de la o femeie blondă, poate chiar. Cine vă iubește pe voi aici, lacrimi de la drum lung, e cineva înlăcrima la drum lung sau pentru un drum. Ce aveți hotărât? O dragoste? Cineva vă iubește? O persoană brunată într-o totul sau e un cuplu bruneți care vă iubesc? Și cu ce rămâneți voi? Rămâneți în casă cu oricum un tânăr înașternut, cineva, această persoană brunată care vă iubește, poate vă vine în casă și vă ține și așternutul, poate să fie, sau e un tânăr care vă gândește, vă vrea binele, vă vrea o bucurie în casă. Cam asta e ce văd și pentru femeia cu ochii verzi. Și haideți să vedem și la femeia cu ochii căprui și Atena, da? Să vedem la voi, regina de inimă roșie, să vedem la voi ce se va întâmpla în luna octombrie, ce reușite veți avea, pentru ce vă veți bucura, ce pot spune cărțile mele despre femeia de inimă roșie. Să vedem așadar pentru luna octombrie. Pe voi vă acoperă o greutate, un necaz din cauza unui cuplu. Poate să fie o femeie brunetă cu bărbat brunet în totul, aici cu niște discuții de acte, de vești, de daruri, de sănătate, probleme de sănătate chiar. Pe brațele vostru, în schimb, veți ține o mare reușită printr-un om cu funcție sau printr-un bărbat care a mai fost căsătorit, divorțat, poate s-au despărțit, sau cu ochii verzi albaștri, haină de stat, poate chiar, da? Vorbe bune, bucurie, moștenire chiar puteți primi. La spate dați niște bârfe, niște intrigi din partea unui bărbat, a unor tineri, hoți, chiar pot să fie aici, niște hoții de la drum, pot să fie vorba, pentru o schimbare, pentru reușita cuiva a fost această reușită. Să vedem ce veți ține în așternut, ce vă acoperă pe voi. Lacrimi, deci pe voi vă acoperă niște lacrimi pentru această moștenire, această reușită cu oameni de lege. Deci pe voi aveți așa niște lacrimi, sau veți face o beție, un chef pentru o moștenire, o ambiție, da? Puteți avea reușită pentru o ambiție, poate să fie și acest lucru. Pe brațele voastre, aici îmi pare că primiți musafiri în casă, vorbe, sau poate chiar veți avea așternut cu cineva, vă vine musafir care dorme la voi în casă. Dați la spate, nu știți, poate de o reușită în dragoste, în temei sau într-o afacere a unui tânăr, a unei persoane, sau voi, ați stat la spate, ați trecut pe lângă o reușită de temei, de dragoste, de afaceri, de niște drumuri, vă ridicați cu un cuplu la drum de seară, ori că vă vizitați, vă duceți în vizită la vreun cuplu, ori vă întâlniți, aflați niște vești, cu toate că aveți și niște îndoieli de acest cuplu, sau e vorba de o gelozie, de niște invidii, de niște situații de acest gen. Călcați în picioare aici un bărbat cu veștile care le faceți despre un copil cu un bărbat sau cu un copil care le faceți despre un bărbat, niște daruri care le primiți poate pentru copil de la un bărbat. Surpriza voastră, un brunet, cineva mai tânăr, sau gândul acestui bărbat care se duce să mai gândește la voi, poate pentru unele dintre voi cineva cu care voi ați avut temei, poate, sau copil. Totuși, în așternutul vostru, fiți atente că aveți o greutate, o boală, o neliniște, o pagubă, o țineți în așternut sau fermece. Afară din cărți scoateți voi aici o aglomerație, poate ați fost într-o aglomerație, a
ați avut niște întâlniri. Surpriza voastră este o îndoială sau un tânăr cu ochii verzi albaștri, dar în casă voi aveți niște bucurii cam în cumpănă, poate de sănătate, neliniși, poate singurătate, nu știu. Pe curând, o reușită, întemeiată, ori cu o invitație la vreo nuntă, o propunere în căsătorie, ori de un act, de un serviciu, ceva, poate să vină un contract, ceva întemeiat. Deci o reușită veți avea. Pe curând, cine vă gândește pe voi aici, am un bărbat, îmi pare, cu acest bărbat cu funcție, care îmi pare că vă ține o dragoste. Poate să fie cineva care ori are haină militară, ori mai are un copil. Cine vă iubește pe voi aici, o femeie, îmi pare că primiți niște vești, un mic dar, poate să fie o femeie cu un copil sau o femeie cu un tânăr. Ce aveți hotărât aici, mi apare niște vești care vin de la un bărbat. Poate o propunere în așternut, cineva care se gândește să aibă un așternut cu voi. Și cu ce rămâne sigur, aveți grijă să nu aveți niște lacrimi din cauza unui alt bărbat. Deci aici aveți un bărbat mai în vârstă, orică e bolnav, orică are niște pagube. Orică e o persoană geloasă care vă poate crea o pagubă. Poate să fie și acest lucru. Cam asta e și la femeia de inimă roșie, așadar regina de inimă roșie. Să vedem și la regina de inimă de treflă. Regina, femeia brunetă cu ochii căproi, așadar. La voi se grăbește ori gândul vostru, ori cineva tânăr, tot ca și voi, cu aceeași culoarea ochilor și căpărului. Deci persoana brunată, să vedem ce va fi în luna octombrie pentru voi. Dragostea se grăbește, cu toate cu niște vorbe în dragoste cam proaste, lacrimi în dragoste, singurătate în dragoste, da. Singurătate poate la drumul de seară, poate unele dintre voi. Și din cauza unor bărbați, unor hotărâri, poate, voi aveți, poate, aici oameni cu funcție, nu știu ce să zic, hai să vedem ce țineți în așternut, ce vă acoperă, un dar. Veți avea un dar, deci pe voi orică primiți repede un dar, ori acoperă, deci voi veți primi dar cu casă, veți primi poate vreo moștenire sau lucrați de acasă, câștigați bani de acasă, mi-apare un succes, o reușită în casă. Ce țineți pe brațe? Veți afla de o greutate a unei femei blonde, poate un oameni cu lege sau o hoție pe care a făcut-o pică cu necaz pentru o hoție. Dați la spate o ceartă cuiva aici între două femei sau voi, care a gândit-o, o femeie, a gândit-o un scandal, o ceartă și o dați la spate, nu i-a ieșit, poate. Cu ce vă ridicați voi? Veți primi niște vești de la un bărbat brunet, un act, dar cu bucurie, poate o propunere de serviciu, vi se îndeplinește o dorință, faceți cunoștință cu cineva, un bărbat brunet care va face bucurie în orice caz, călcați în picioare o căsătorie. Căsătoria unei persoane cu funcție, poate, sau unei persoane mai blonde cu ochii verzi albaștri. Poate ați avut temei cu astfel de persoană sau nu știți de această persoană că se căsătorește. Surpriza, sau că e căsătorită. Surpriza, un drum. Niște drumuri scoateți voi afară. Unul scoate și unul va fi surpriză pentru voi. Scoateți afară din cărți. În așternutul vostru un bărbat. Un bărbat și atent, poate. Parcă pică aici la voi un așternut. Să vedem. Surpriza, un temei. Cineva vă face, v-a zis că primiți vreo propunere ceva. Aici niște hotărâri de drumuri care le scoateți afară din cărți. Știți, o persoană geloasă sau ați avut, știți, o ceartă poate cu un bărbat șaten care vă ține așternutul, revine în așternut. Sau aveți de-a face, aveți în așternut un bărbat gelos. Știți acest lucru. Nu știți. Sau un bărbat afemeiat, poate, nu neapărat gelos, că poate să fie și afemeiat. Pot apărea bârfe că ați aveți așternut cu un bărbat, poate și acest lucru. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Pe curând veți primi un dar. Un dar pentru care poate veți ține niște îndoieli. Stați așa puțin. Ok. Un dar pentru care veți ține niște îndoieli. Poate vă vine o propunere de un serviciu, de un dar, poate pe curând. Da? Cine se gândește la voi? Voi atenție că cineva vă gândește niște acte cu greutate de casă, cu farmece. Cineva vrea, vă gândește să vă trimite niște farmece în casă, să vă facă o greutate, un necaz, da? Deci aici mi-apare act cu greutate de casă. Cine vă iubește pe voi? Sunteți gând la gând cu acea persoană șatenă, parcă vă gândește dragostea sau discuții vor fi în dragoste, întâlnire în dragoste. Ce aveți hotărât niște vești cu bucurii pe care le primiți sau un mic dar de la o femeie, vi se îndeplinește o dorință cu o femeie sau voi ca femeie singură vă îndepliniți o dorință, vă faceți un cadou
Surpriza voastră, totuși, poate, aici poate să fie vorba, fie că rămâneți însărcinate și nu vă face bine, nu vă convine. Orică aflați de vreun tânăr, că de lacrimi, puteți avea niște lacrimi în cauza unui tânăr. Apare aici, sau boala unui tânăr, poate să fie un copil bolnav, poate să fie și acest lucru. Da, deci apar, aici mi apare, mie de obicei când îmi ies așa cărțile, apare gravideală pentru... gravideală pe neașteptate care nu face plăcere, cu alte cuvinte. Deci nu mi-apare că v-ați bucura de această sarcină, să zic, cu alte cuvinte. Sau poate să fie vorba de aștenutul lăcrimat a unui tânăr. Gândește cineva, poate să vă facă lacrimi în aștenut, cineva care gândește poate aceste fermece în casă, depinde. Poate să fie un gând aici, poate să fie femeie, poate să fie bărbat sau poate să fie un tânăr, un copil, depinde și de la caz la caz. Cam asta e ce văd eu și la femeia brunetă. Și haideți să vedem și pe regi, să vedem pe bărbați, bărbații ce se întâmplă cu ei. Bărbatul brunet, începem cu bărbatul brunet, cu ochii căprui, brunet, să vedem ce se întâmplă, ce va fi în luna octombrie pentru bărbatul brunet. Pentru ce se bucură, ce reușite poate avea, în ce domeniu. Deci, să vedem, ce va acoperă, niște întâlniri cu niște bărbați, cu niște femei, aglomerație multă, discuții de așternut chiar. Poate sunt pe brațe, țineți vești, vești, vezi, scrisoare, telefon cu un bărbat pentru o pagubă de dar, aici îmi pare, pentru o pagubă de dar, un împrumut poate. La spate, dați niște drumuri lungi, un copil cu lacrimi într-o casă de temei cu o femeie, poate ați avut temei cu o femeie cu care la drum, cu care a rămas și lacrimi pentru un copil, poate să fie, sau o femeie care a pierdut un copil. Țineți în așternutul vostru un temei, ori sunteți căsătoriți, ori vreți să vă căsătoriți, vreți ceva întemeiat, deci vreți ca așternut cu temei, cu căsătorie. În casă, în dragoste, voi țineți pentru un dar o pagubă, să știți, sau pentru o afacere, puteți ține o pagubă pe brațele voastre. Țineți o familie cu o veste, cu un telefon, o scrisoare, ceva, un e-mail, dați la spate niște discuții cu niște tineri de așternut, de niște bucurii, niște dorințe ale voastre, poate care le discutați voi cu niște tineri sau poate să fie vorba de niște întâlniri pe care le dați la spate, niște, nu știu, deci dați la spate niște reușite de întâlniri. Nu le știți de ele, treceți pe lângă ele. Atenție că vă ridicați cu o ceartă, poate chiar din cauza unui copil. Aici îmi pare... călcați în picioare un drum lung, o familie de la drum lung sau un drum lung la o familie, surpriza voastră va fi un bărbat șaten, da? Un bărbat șaten va fi surpriza pentru voi. Să vedem. Deci în așternutul vostru țineți un temei. Să vedem ce va apare și la voi. Surpriza e un drum la voi, un drum mai lung. Sau seara va fi surpriza, afară din căs scoateți o aglomerație, lume multă. Știți, aici mi-apare de ceva, aveți ceva de stabilit, poate cu un bărbat blond grăsuț, sau poate că știți de temeiul acestui bărbat. Da? Știți de o persoană care vrea să se căsătorească. Pe curând, niște vești bune în casă care vin, de gândiți, niște acte de casă sau că vă vin în casă niște vești. Pe curând asta, cine se gândește la voi, cineva care vă iubește, vă scrie, vă dă mesaje, e foarte atras să aibă cu voi o întâlnire în dragoste, o așternut. Cine vă gândește, cine vă iubește, o femeie brunetă. Deci o femeie brunetă într-un totul cu reușită, dar ce reușită aveți voi, deci voi ca bărbați brunesc cu o femeie brunetă aveți o mare reușită în dragoste, da? Deci mare, mare reușită cu o femeie care are multe daruri, daruri poate nu neapărat de bani, cât calități. Ce aveți hotărât? Aici o gelozie, o femeie care are, sau răutăți din partea unei femei, poate să fie o femeie cu un copil care are o greutate, are un necaz și surpriza voastră tot. Deci aveți niște femei, atenție să nu intrați pentru o ceartă, pentru o gelozie, poate pentru reușita asta în dragoste care aveți voi pe inima voastră, poate pentru o afacere, pentru o femeie brunetă, poate să nu intrați într-o ceartă și un scandal cu alte femei. Da, poate sunt geloase, sunt invidioase, foste partenere, cine știe, una chiar vă gândește, da? Cam asta e ce văd pentru bărbatul brunet. Și haideți să vedem și pentru bărbatul blond. Bărbatul blond cu ochii căprui sau cu ochii verzi albaștri, nu contează culoarea ochilor, ci are părul deschis la culoare, are
fața mai blonduță, mai bucălată, poate, sau este mai grăsus bărbatul acesta, sau haină militară poate să fie. Haideți să vedem bărbatul de tobă ce se întâmplă. Aici mi apare o greutate, un necaz, niște bârfe, discuții, răutăți de dar, de temei cu o femeie brunetă. Poate că pentru temei unei femei brunete că ați avut, sau că vreți să temei cu o femeie brunetă, sau ați avut răutăți cu femeia aceea brunetă în temeiul vostru, da? Multe intrigi, bârfe, discuții, răutăți. Pe brațele voastre, în schimb, țineți o reușită de dragoste și casă, o întâlnire în casă, în dragoste, poate chiar. La spate totuși dați niște vești și niște lacrimi, un chef, bărbați, lume multă pe care dați la spate. Și să vedem ce țineți voi în așternut. Un drum, faceți un drum. Sau dormiți pe zi, vă ia somnul pe zi. Pe voi vă acoperă o femeie brunetă în casă cu un copil, poate, sau niște îndoieli în dragoste în casă pentru o femeie brunetă. Ține această femeie brunetă niște îndoieli. Ține să vină în casă, dar are niște îndoieli în dragoste. Pe brațele voastre țineți o aglomerație, niște bârfe, discuții într-o aglomerație, dați la spate niște vești la drumul de seară despre un bărbat, despre așternutul unui bărbat sau despre bucuriile unui bărbat. Vă ridicați voi, atenție, cu o femeie blonduță, aici îmi pare că, sau voi pe inima voastră pentru ambiție puteți avea și niște lacrimi sau pe întâmplare să vă supărați, dar apoi vă bucurați pentru un tânăr. Călcați în picioare, nu vă mai interesează poate veștile de căsătorie ale unui bărbat sau de un bărbat ce v-a spus legat de un tânăr, de căsătoria unui tânăr. Surpriza voastră va fi un dar sau un drum, deci darul pentru voi e surpriză. Ups. Primiți un dar sau faceți un drum, da? Apare pe surpriză un dar. Surpriza voastră, un copil, o scrisoare, ceva, afară din că scoateți o pagubă de dar, de temei, poate o de bord, ați avut o vreo pagubă, ceva, pentru temei. Știți voi, în așternutul vostru, că sunteți singuri, poate vă gândiți la așternutul vostru, gândiți să faceți un drum, poate, sau vă gândiți să faceți o relație nouă, sau să aveți o întâlnire de așternut în drumurile de zi. Nu știți, oh, pe curând veți avea bârfe multe, discuții, atenție să nu intrați în certuri și scandaluri, într-o gelozie, într-o ceartă, în ceva. Pe curând, știți pe curând cine vă gândește, un bărbat, bărbat care poate vă vine în casă, dar e cam înlăcrimat, sau pentru niște bani vine în casă, are o pierdere poate, sau să nu vă aducă niște lacrimi în casă un bărbat. Cine vă iubește aici, fixați o întâlnire poate, veți primi vești sau aveți și niște îndoieli totuși. Sau vă urmărește, cine vă iubește vă și urmărește. Ce aveți hotărât, totuși bucurii în dragoste. La drumul de seară veți avea niște reușite, vă împliniți o dorință legată de dragoste, cu toate că este și gelozie. Și cu ce rămâneți? Cu niște hotărâri, cu o femeie de verde. Posibil dragostea voastră să fie cu o femeie cu ochii verzi albaștri, sau o femeie care a fost poate a mai trecut pentru un divorț, sau o femeie despărțită, singură, sau poate are funcții această femeie. Da, cam asta e ce văd și la bărbatul de tobă. Și haideți să vedem la bărbatul șaten. Să vedem la voi, bărbatul cu ochii pătrui, șaten, să vedem la voi ce se întâmplă. Ce reușite veți avea. Pe voi vă acoperă discuții, să știți că o femeie blondă grăsuță e o femeie cam bârfitoare, poate, are o greutate, are o boală, are o problemă această femeie. Țineți pe brațe o reușită în dragoste cu o familie. Sau o invitație, poate, o afacere, poate, o reușită. Deci, o familie aici îmi pare că vouă vă aduce multă reușită. Vă iubește, vă dă vești bune, poate și-au faceți chiar o propunere de afaceri împreună. La spate dați o lacrimă pentru un dar, pentru temei, aici a unei familii, poate, discuțiile cu o familie, lacrimile lor, pagubele din cauza unei căsătorii cu o familie, orică nu v-ați dus la căsătorie, orică ați pierdut niște bani ducându-vă la căsătoria cuiva, poate și acest lucru, printr-o căsătorie, să vedem ce mi apare mie aici.
surpriza voastră unui caz, o greutate, aflați de vreun necaz, o neliniște care puteți să o aveți. Ce vă acoperă pe voi? Pe voi vă acoperă niște lacrimi din cauza unei familii, dar până la urmă se taie necazul. E o familie ambițioasă, are o ambiție, vă acoperă această ambiție acestei familii. Sau niște orgolii cu o familie, sau lacrimile pe care le-ați avut din cauza reușitelor unei familii. Cu ce vă ridicați? Plecați la un drum sau primiți vești de drumuri lungi, să plecați la drum, să vă faceți temei la drum, poate, să vă faceți o afacere la drum. Ce călcați în picioare voi? Niște întâlniri de dar, de drumuri, de afaceri, poate cu o femeie blondă, discuții de dar, poate cu o femeie blondă sau darurile pe care le-ați primit de la o femeie blondă. Țineți pe brațe, reușită în dragoste cu o femeie de verde, exact ce spuneam. Deci o femeie cu ochii verzi albaștri vouă vă aduce reușită în dragoste. Primiți o veste, o invitație, o nouă cunoștință pe care poate o faceți în dragoste cu o femeie cu ochii verzi albaștri. Dacă nu aveți deja, poate să fie de la drum. Da, cu care voi veți face căsătorie, poate vă gândiți la acest lucru, dați la spate niște o familie cu copil în casă, dați la spate. Surpriza voastră, am zis, e acest necaz, da? Deci acest necaz, totuși, treceți prin acest necaz. Și să vedem în așternutul vostru un bărbat, îmi pare mie aici, mă apare un bărbat cu haină militară sau un bărbat de afaceri, poate să fie banchier imobiliar, poate să fie tată, poate să fie prieten, cineva, e surpriză. Afară din că scoateți o aglomerație cu necaz sau niște discuții cu această femeie blondă, cu pagube, și surpriza voastră e un tânăr cu ochii verzi albaștri sau poate o îndoială, niște îndoieli pe care le aveți voi. Ce știți voi? Acest bărbat blondus care are dragoste, are așternut cu o femeie brunetă. Pentru unii dintre voi, poate că voi aveți aceeași femeie în așternut. Împărțiți așternutul cu o femeie brunetă. Veți avea întâlnire cu bărbatul cu care mai aveți voi așternut. Sau aflați de așternutul acestui bărbat cu o femeie brunetă. Poate fie sora voastră, spre exemplu, are așternut cu un bărbat brunet cu care voi aveți și voi o prietenie, știți, pe curând. Totuși, atenție că vă supărați de o veste, de un telefon, vine printr-un sau un act. Da, nu știu, vreo factură, ceva care vine pentru afacere sau în drumurile voastre. Sau în drumul de zi. Pe curând, dragostea unei femei șoaptene sau pe inima voastră, țineți o dragoste, să faceți un drum cu toată dragostea sau pentru afacere. Cine vă iubește aici, a primit vești bune în casă aici, de la un bărbat, poate să fie, sau mă rog, poate să fie și o femeie, masla acestei femei, inima acestei femei care vă gândește vești în casă. Ce aveți hotărât aici, a primit vești întemeiate, ori aflați de vreun botez, ori aflați de vreo căsătorie, de un tânăr că se căsătorește, ori de vreun copil, nașterea vreunui copil. Poate și acest lucru. Apare ceva, un vis al vostru se îndeplinește. Apar niște bucurii. Surpriza voastră, ce aveți hotărât aici, un dar de la o familie. Primiți un dar de la o familie. Da? Deci aveți o reușită de dar cu o familie. Femeie, bărbat brune, femeie de verde. Cam asta ce văd și la treia variantă. Așadar, să vedem și bărbatul cu ochii verzi albaștri. Bărbatul cu funcție, poate, sau despărțit, divorțat. Singur, vedem la voi ce se întâmplă, ce veți avea voi, se grăbește un temei, o căsătorie, o afacere sigură, ceva sigur poate să fie, să vedem ce se grăbește la voi. Ce vă acoperă? O greutate pe care a unui bărbat brunet sau cu un bărbat brunet pe care o scoateți afară din cărți, această greutate, dar acesta bărbat a simt o reușită. Țineți pe brațe. Lacrimi de o ceartă, poate și de dar, de temei, de spărțire, divorț, scandal în căsătorie, orică scandalul cuiva care se desparte, ori al vostru din cauza unui alt bărbat, poate să fie și acest lucru. Dați la spate voi o reușită, o reușită unei cu o familie, printr-o familie, niște reușite de acte, de servicii, de niște dorințe ale voastre, în așternutul vostru, orică e gândul vostru, orică e un copil, un tânăr, orică sunteți voi îndoiți de așternut, nu mai știți dacă mai aveți chef sau nu de așternut. Ce vă acoperă pe voi? Niște discuții, întâlniri cu un bărbat șaten aici, poate, vorbe bune, niște mici bucurii, discuții de un așternut, poate. Țineți pe brațe, totuși,
niște răutăți poate de un dar întemeiat sau poate că țineți pe brațe chiar o căsătorie cu o femeie blondă cu ochii verzi albaștri. Poate să fie și acest lucru cu dar întemeiat, dar de căsătorie, dar de casă, da? Țineți pe brațe sau poate chiar o căsătorie a cuiva, să vedem. Dați la spate, o ceartă, un scandal, poate legat de niște daruri, de niște vorbe, cu niște femei. Cu ce vă ridicați voi? Cu un bărbat blond, grăsuț, cu niște vești, cu niște acte, cu o reușită de afaceri sau de servici, vă îndepliniți o dorință. Călcați în picioare casă la drum lung, dragostea și casa între drumuri. Drumurile care le faceți pentru casă, pentru servici, pentru o dragoste. Surpriza voastră e un bărbat brunet. Și afară din cărți, scoateți necazul, am zis că scoateți, dar bărbatul brunet vă rămâne surpriză. Și să vedem ce țineți voi în așternut, am zis îndoielile acestea. Să vedem. Surpriza voastră va fi un drum. Un drum lung sau un drum de seară. Scoateți afară necazul cu acest bărbat brunet pentru o dragoste a fost necazul în drumurile de zi. Știți de o gelozie poate sau bârfe întregi discuții pentru care voi aveți îndoieli. Pe curând. Aflați de nașterea unui copil, de vreun botez, de vreo căsătorie. Primiți o invitație, o scrisoare, ceva. O reușită a unui tânăr poate. Sau că aveți de un naștere unui copil. Cine vă gândește aici? E un bărbat blonduț care gândește un dar, poate, să aibă o reușită realizare de dar, pentru un copil vrea un dar, poate. Cine vă iubește aici? Îmi pare că primiți o veste, o invitație, ceva, o scrisoare sau un telefon de la un bărbat. E un bărbat șaten sau inima unei femei șatene, depinde aici la caz la caz, dar poate să fie un bărbat, poate să fie prieten, cineva care, cu care aveți și chef. Poate o invitație undeva la vreo petrecere, asta aveți hotărât. Și cu ce rămâneți voi în casă? Cu niște bârfe, discuții, gelozii sau două femei. Deci voi intrați, voi sunteți cu două femei mereu după voi. Ori mamă, fică, ori e două surori, două, nu știu, două iubite. Aveți două femei aici. Cam asta e ce voi și la a treia variantă, la a patra variantă, așadar cu bărbatul regele de verde. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-ați regăsit în ele sau că vă veți regăsi pe parcursul lunii octombrie, că aceste predicții sunt pentru luna octombrie și că vă vor ajuta să aveți numai reușite și realizez pentru luna octombrie, acum că și știți la ce să vă așteptați și să evitați problemele. Și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!